Comitetul Executiv a Băncii Naționale a Moldovei, în cadrul ședinței lunare cu privire la politică monetară, a aprobat următoarea hotărâre de a diminua rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt cu un punct procentual de la 9 până la 8%, de a diminua ratele de dobândă pentru facilitățile permanente la creditele overnight cu un punct procentual de la 12 până la 11%, de a diminua depozitele overnight cu un punct procentual de la 6 până la 5% anual. Totodată, Comitetul Executiv a decis menținerea normei rezervelor obligatorii de mijloace atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă la nivelul actual de 40% din baza de calcul, precum și menținerea normei rezervelor obligatorii din mijloace atrase în valută liber convertibilă la nivelul actual de 14% de la baza de calcul. La baza acestei decizii a stat dinamica indicatorilor macroeconomici din ultimele 2 luni, care conturează premize de temperare a evoluției activității economice și o diminuare a presiunilor inflaționiste pe termen mediu. Totodată, constatăm indici de supraapreciere moderată a valorii reale a leului moldovenesc. Conform estimărilor Băncii Naționale a Moldovei, cererea agregată este moderată și nu va crea premize inflaționiste suplimentare. Decizia respectivă urmărește crearea condițiilor monetare reale capabile să readucă inflația în intervalul de variații de plus minus 1,5% de la ținta inflației de 5% pe termen mediu, alături de stimularea cererii agregate. Astfel, în luna aprilie 2017, rata anuală de creștere a exporturilor s-a redus până la nivelul de minus 13,6%, cea a importurilor a înregistrat o creștere de 1,9%, iar cea aferentă volumului producției industriale a consemnat valoarea de minus 9,3%. Soldul total al creditelor la sfârșitul lunii mai 2017 s-a diminuat cu 10,1% față de perioada similară a anului precedent. Inflația a constituit 7,4% și se află actualmente peste limita de sus a coridorului ratelor. Inflația în această perioadă s-a accelerat preponderent datorită șocurilor de termen scurt, acompaniată de majorarea venitului disponibil al gospodăriilor casnice.